Azi parcă nici nu prea am ce să vă povestesc. A, pe Pixel mi-a venit actualizare la Android, dacă cum vine lunar cu Pixel, cachita fișche acolo de la Pixel. Și acolo mergea vorba că o să avem Spatial Audio cu mai multe dispozitive compatibile. Am descărcat actualizarea, am instalat-o și am activat Spatial Audio. Și tot ce s-a schimbat e că pur și simplu este funcția asta în setări și atât. În rest, nicio diferență nu este la sunet. Absolut nimic. Nu știu pentru ce. Cu AirPods 2 le-am încercat. O să încerc poate cu AirPods Pro. Poate cumva să aibă un sens, dar în general, până când nu lucrează funcția asta. Am încercat și mașină, tot nu merge. Astăzi știrile nu vor fi la fel de mult ca de obicei, adică în cantitate, dar ce legat la calitate și cât de plotnă e, prea... Same soc. Avem și de la Apple, și de la Samsung, și de la Pixel, și ultimul de la Poco. Și Pocophone. Hai să începem. Analistul cu un nume straniu, Jeff Pu, a prezis mai multe schimbări în linie de produse Apple în următorii 2 ani. Și aici înțelegi că Apple nu degeaba și-a luat un an de rezervă cu iPhone-urile și iPad-urile care le-au prezentat în 2022, care au primit actualizări minime practic. Cu iPhone 14 în general le-au fost leni să schimbi măcar ceva, dar la iPad Pro, acum îți scrie iPad Pro pe spate, ai probleme cu butoanele când nu înțelegi cum să apeși pentru că schimbă datorită la giroscop și mai este o diferență care am uitat-o pe moment. Dar potrivit expertului, iPhone 15 și 15 Plus vor primi chipuri Apple A16 Bionic, USB Type-C în loc de Lightning și un senzor principal de 48 de megapixeli. LiDAR-ul și teleobiectivul vor rămâne ca de obicei pe versiunile Pro. Apple începând cu iPhone 14 au dat start unei noi ere, unde modelul de iPhone simplu va fi succesorul versiunii Pro în următoarea generație. Fiind că în iPhone 15 simplu, Dynamic Island, camera de bază și procesorul vor fi luate direct de pe iPhone 14 Pro. Ce e legat de iPhone 15 Ultra, acesta va dispune pentru prima dată de un teleobiectiv periscop de 12 megapixeli, cu intervalul de 5x și 9x fără pierderea calității. Modelele de iPhone 15 Pro și 15 Ultra vor primi un Apple A17, 8 GB RAM, USB Type-C, iar butoanele de volum și alimentare vor fi tactile, așa cum a fost anunțat anterior. Analistul mai susține că seria de iPhone 15 va intra în vânzare pe 23 septembrie 2023. Iar seria de Apple Watch din acest an nu va vedea prea multe schimbări. Analistul chiar crede că vânzările de ceasuri vor scădea din cauza lipsei de actualizări notabile. Dar nu țin minte asta s-a încurcat vreodată celor de la Apple, fiindcă tot ce au făcut de la prima generație de Apple Watch până în prezent, au mărit un pic display-ul și l-au rotunjit. Cam atât, ceva schimbări majore la design, așa, stem. Ce-i drept că la Apple Watch Ultra, că de cât a făcut careva schimbări, dar asta e un produs apart. Seria 8 și cea mic și cea mare au rămas. Dar, în 2024, modelul de Apple Watch Ultra va primi un display mărit la 2,5 și 1 inch. Ca să înțelegi, la al meu Pixel Watch am 1,5 și 2 inch, iar pe Apple Watch Ultra va fi 2,5 și 1 inch. Cândva Nokia 6300 avea 2 inch, dar acum ceasul are o diagonală mai mare de display. În plus, Apple lucrează și la alte perechi de căști, și anume AirPods Lite. Analistul le descrie drept un produs mai simplu și cu preț mai mic, dar care vor fi simplificările, nu are informație. Eu totuși cred că AirPods 2 va fi o continuare logică a seriei de AirPods simple, adică prima și a doua generație. AirPods 3 deja se duce spre AirPods Pro, doamne câte ori am repetat AirPods. Cel mai probabil ne vor da aceeași generație de AirPods 2 la design, dar cu careva modificări așa minore la interior. Anul de-abia a început, dar Samsung deja și-a prezentat primul smartphone. Ce-i drept, merge vorba despre un model bugetar, despre care am vorbit în știrea anterioară. Samsung Galaxy A14 cu 5G. Caracteristicile care îl diferă de modelul precedent e display-ul de 90 de Hz, o capacitate decentă a bateriei și un design în stilul seriei de top Galaxy S23 care va fi prezentat pe 1 februarie. La fel am vorbit în știrile anterioare. Modelul este echipat cu un display IPS de 6,6 inch cu rezoluție Full HD+, și o rată de împrospătare, cum am spus, 90 de Hz. Camera frontală e de 13 megapixeli, iar cea principală de 50. Pe lângă asta mai are două camere care nu are niciun sens, dar trebuie să fie de formă. Un senzor de adâncime și un modul macro, ambele de 2 megapixeli. Procesorul e un Exynos 1330 care suportă rețeaua 5G, memoria RAM e între 4 și 6 GB RAM, iar cea incorporată între 64 și 128. Gadgetul acceptă și carduri de memorie microSD până la 1 TB, care probabil costă cât
telefonul. Capacitatea bateriei de 5000 mAh. Da, e destul de mult, dar o vei încărca minim vreo 3-4 ore, fiindcă aceasta se alimentează de la un bloc de 15W doar. Dispozitivul rulează pe One UI 5 bazat pe Android 13. Smartphone-ul va fi disponibil în 4 culori: negru, verde deschis, un roșu închis, un fel de burgundi și un argintiu. Urmează cel mai interesant, prețul și când o să apară. Pe piața europeană o să apară tocmai în luna aprilie, cu un preț de 230 de euro. Trebuie să aștepți 3 luni că cheltui de figa bani pentru nimic. 230 de euro pentru versiune de 464, iar cea de 6128 la sigur va costa cu vreo 30-40 de euro mai mult. La așa bani, plus minus, îți iei deja un Galaxy A33 cu aceeași memorie, 6128. Însă acest A33 e cu 2-3 capuri mai sus decât Galaxy A14. În una din comunitățile private de pe Facebook sunt distribuite fotografii și videoclipuri cu viitorul Google Pixel 7a. Potrivit sursei, la exterior, smartphone-ul nu va diferi de Pixel 7, poate cu excepția dimensiunilor ramelor. Meniul din setări are o secțiune ecran netted, indicând suportul pentru rate de refresh crescută. Anterior s-a raportat că Pixel 7a va fi echipat cu un display de 90 de Hz. Nu este pentru prima dată când bloggerii vietnamezi dezvăluie un smartphone Google, fiindcă Pixel 4, înainte de lansare, a fost dezvăluit pe un site vietnamez. Așteptăm acest flagship killer în luna mai la Google I/O. De ce zic că e flagship killer? Pentru că asta doar OnePlus își permite. Vom avea un Tensor G2 ca și pe Pixel 7 și 7 Pro, camera dacă vor pune de pe Pixel 7 Pro tășo pușca Honka, baterie de 4500-5000 mAh, design de top de pe modelele de top, doar că vor fi materiale mai ieftine, ecran de 90 de Hz exact ca și pe Pixel 7 și prețul de doar 450 de dolari. Așa că eu oricum nu o să-l cumpăr pentru că, să zicem, da, oricum, o să fie top pentru banii săi și la sigur se va vinde foarte bine. Compania Poco, care este sub brandul Xiaomi, a introdus pe piața indiană Poco C50. De ce zic piața indiană, ce are cu noi? Pe rând. Acesta e un dispozitiv entry-level, prea entry-level, nici nu intra pe ușă într-atât de entry-level, care vine bazat pe Android 12 Go, o versiune mai simplificată de Android, că se tragă cu doar 2 GB RAM. Hai pentru început să vă enumer caracteristicile acestuia, care mi se par foarte cunoscute, fiindcă au fost stâriti sau e același model ca și Redmi A1. La display avem 6,52 inch cu rezoluție HD+, procesor MediaTek Helio A22 cu doar 4 nuclee, la memorie 2 sau 3 GB RAM și 32 de GB incorporată, la camera foto un modul principal de 8 megapixel și altul de 0,8 megapixel, pur și simplu să fie. Au început să economisească chiar și aici, nu 0,3 spună, dar 0,08. Camera frontală va avea 5 megapixel, baterie de tocmai 5000 mAh, iar încărcarea e de doar 10W, ceea ce iarăși vreo 4-5 ore pentru încărcare. Capacul din spate a dispozitivului are un aspect de piele, dar e plastic natural 100%. Versiunea de 2 GB RAM și 32 incorporată va costa la ei undeva 70 de euro, iar cea cu 3 GB RAM pentru barosani va costa 80 de euro. De ce am ridicat tema cu acest Poco C50? La noi din luna octombrie-noiembrie deja se vinde un Redmi A1 care după caracteristici este fix același model. Și nu doar după caracteristici. Aceeași cameră de 0,08, foarte serioasă. Același design, aceleași ecrane, același procesor, tot aceeași, n-am ce să-i număr. Unica diferență e că acest Poco C50 are și scanner de amprente pe spate, iar Redmi A1 nu are scanner de amprente pe spate. Și diferența de preț. La noi, acest Redmi A1 costă în jur de 100 de euro, pe când la ei costă 70, versiunea de 2,32. La noi, dacă va ajunge acest Poco C50 plus minus, o să costă la fel 100-120 de euro undeva. Băieți, fete, cam acestea au fost știrile, nu te grăbi tare să închizi. Dacă nu te-ai abonat la canal, ești abonează-te, fiindcă pregătesc un, nu full review, o comparație între GoPro 11 Mini, care au apărut acum nu de mult și nimeni nu înțelege, nici eu înțeleg, dar mi-o dat-o și zic că fă abzor, fă review. Zic, ce să fac, eu nu știu ce să fac cu dânsa. Și am înțeles ce trebuie să fac, am scanat-o, m-am jucat cu ea, mai am umblat și pregătesc o comparație cu GoPro 5, care are două ecrane, și cu un GoPro 11 mini, care are un ecran prea maliusinchi. Și încă un review, sau mai degrabă, nu știu, un video guide, hai așa zicem, de ce îți trebuie un aspirator robot în viața de zi cu zi. Eu mi-am luat cea mai bună investiție, așa că o să fie foarte interesant și legat. Nu o să fie un review simplu cu aspiratorul ăsta sau o să fac o vânzare, nu. O să fie... Cu ce mă ajută aspiratorul ăsta pe mine în casă? Clar că aspiră, dar am ce povesti acolo. Așa că abonează-te la canal.